Astăzi la ora de cripto, când toată lumea este bearish, este timpul ca noi să fim bullish. Când toată lumea vinde și numește cripto scam, atunci este cel mai bun moment de cumpărat. Deja toată lumea vorbește de cripto că nu o să-și mai revine, că nu o să mai vină un bull market și că asta a fost și că vin reglementările și gata și mergem spre zero. Dar astăzi, astăzi aș vrea să vedem până la ce prețuri am putea să mergem în următorul bull market. Deoarece sunt doar știri negative, astăzi vreau să vă arăt și câteva știri pozitive unde am putea să mergem în următorul bull market pentru Bitcoin, Ethereum, dar și Egold. Înainte să mergem mai departe, dacă îți place acest tip de conținut, nu uita să apeși un like și să lași un comentariu, deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Uh, și am și un disclaimer de făcut, acestea sunt doar părerile mele, uh, foarte multe lucruri s-ar putea schimba în următorii ani, dar aș vrea să vedem până la ce prețuri am putea să mergem în următorii ani. Și pentru asta trebuie să facem o analiză macro și sunt pe Bitcoin uh, USD pe timeframeul de one month, adică fiecare lumânare reprezintă o lună. Și mă uit pe Bitstamp, deoarece pe Bitstamp avem cele mai vechi date pe TradingView din august 2011. Bun, după cum bine știți, de la ciclu la ciclu, piața se maturizează, da? Și dacă măsurăm de aici din bottom, de la 2$ dolari în 2013, am urcat până undeva spre 1140 de dolari pe Bitcoin. Acela a marcat topul, adică o creștere de 52.000 de procente. După aceea, de la 1140 de dolari, am scăzut până la un low de 155 de dolari. La fel, dacă măsurăm din bottom în high, vedem o creștere de 13.000 de procente. După aceea mergem mai departe. Am avut acel faimos aproape 20.000 de dolari din 2017. La fel, după aceea am scăzut până în 80 de dolari. Până în 3.100, pardon. 3.100 de dolari ne-am dus până în 69.000 de dolari acum, aproximativ un an de zile. Puteți vedea că de la ciclu la ciclu urcările sunt din ce în ce mai mici. Dacă în primul uh, ciclu am avut o urcare de 52.000 de procente, în al doilea am avut 13.000 de procente, în al treilea uh, bull market am avut o urcare de 2.000 de procente. Și acest lucru se va continua din punctul meu de vedere, deoarece nu cred că următorul bull market va depăși acest bull market în procente. Adică, dacă zicem că bear marketul uh, bottom-ul ar fi undeva spre 15.000 de dolari, să lucrăm cu cifre fixe, da? Și bineînțeles acest lucru poate varia. De la 15.000 de dolari, oricare de 2.000 ar însemna undeva spre 320.000 de dolari uh, pentru un bitcoin. Un lucru cam greu realizabil și o să vedeți de ce spun asta. Uh, chart-ul. Uh, bun, punem un Fibonacci din haiul acesta până în low, da? Puteți vedea că în bull următor, Bitcoin s-a dus mult peste Fibonacci extins. Rețineți acest lucru, s-a dus mult peste Fibonacci extins. Ștergem fibonacci și mergem mai departe. Punem un Fibonacci din 19.000 de dolari până în bottom și putem vedea că, conform Fibonacci extins, ne-am dus cu exactitate între 3618 Fibonacci și 4236 aproape de topul din Fibonacci extins, adică între 62.000 și 72.000 de dolari pe Bitcoin, acolo a fost topul, da? Nu a mai avut putere Bitcoin să meargă peste Fibonacci extins, mult peste Fibonacci extins, da? Deci vedem urcările sunt din ce în ce mai mici de la ciclu la ciclu. Și același lucru putem face și în momentul de față. Dacă punem un Fibonacci din high-ul de 69.000 de dolari, din top, adică, și punem într-un uh, bottom, să spunem, undeva spre 15.000 de dolari. Și acest lucru îl putem ajusta peste câteva luni după ce avem bottom-ul. Bun, și-am pus spre 15.000 de dolari. Uh, Conform acestei teorii, că de la ciclu la ciclu urcele nu mai sunt atât de mari deoarece piața se maturizează, vin reglementările și așa mai departe, mi-este greu să cred că, că topul ar fi undeva spre 3618 și 4236 din nou, adică undeva între 210.000 și 240.000 de dolari. Aș crede mai mult să cred că topul ar fi undeva între. 1618 pe Fibonacci și 2618, adică undeva între 100 de mii și 150.000 de mii dolari ar fi topul pentru bull marketul următor. Cred în acest lucru, adică un 10x de aici ar însemna să fim undeva spre 3 trilioane, 3 trilioane jumate, adică cam toată piața să fie undeva spre 5 trilioane, 6, un lucru cred eu foarte realizabil pentru următorul bull market. Și bineînțeles, targetul pentru, pentru aceste prețuri sunt pentru anii 2025, cam pe final, da? 2024-2025, pe final cam acolo ar trebui să fie topul conform teoriei ciclurilor. Și bineînțeles, foarte multe lucruri s-ar putea schimba până acolo, dar cam pe acolo mă gândesc eu că ar putea să meargă Bitcoin până în următorul bull market. Da? Deci un 10x pe Bitcoin cam de aici până în 2025 până în următorul bull market. Bineînțeles, dacă vin niște țări foarte mari care adoptă Bitcoin, da? lucruri pe care greu le credem în aceste momente când vedem doar niște țări foarte mici că adoptă Bitcoin. Dar dacă vin niște țări foarte mari și adopt, că adoptă Bitcoin și vin niște legi foarte favorabile pentru Bitcoin și pentru cripto, atunci aceste date ar putea fi invalidate foarte repede și ar putea să mergem mult mai sus. Dar, totuși, cred că undeva între 100 și 150.000 de dolari ar putea să fie targetul pentru următorii ani. Mergem și pe Ethereum. La fel și pe Ethereum sunt pe chartul de uh, one month și mergem uh, să măsurăm același lucru. Uh, din battemul din uh, 2015 a fost undeva la 44 de cenți. A urcat până la 1000. Uh, 400 de dolari în 2017. O urcare de multe zerouri. 316.000 la sută, da? Bineînțeles, este foarte greu să fi știut de acest lucru atunci. 300.000 la sută. La fel, mergem mai departe, da? După 1400 de dolari a scăzut undeva până în 80 de dolari aici de la 80 de dolari am urcat până la aproape 5.000 de dolari în bull marketul precedent. O de 5.500% aproximativ. Același lucru, da? Nu cred că o să depășim în procente procentajul acesta. Și atunci, să spunem că bottom aproximativ pe ETH ar fi undeva spre 700 de dolari. 700 de dolari, o urcare, să spunem, aproximativă de 2-3.000% mi se pare o urcare foarte bună și mare atenție pe ETH. După merge, ETH-ul este aproape, aproape este deflaționist. Cu cât mai multe proiecte vin pe Ethereum, cu cât Ethereum se dezvoltă mai mult de aici, cu cât sunt mai multe tranzacții pe Ethereum de aici, Ethereum va deveni deflaționist, adică se vor arde monede. Asta mi se pare foarte tare. Da, Bitcoin este o monedă inflaționistă. Tot la 10 minute se uh, pun în circulație câteva monede, da? Pe Ethereum va fi deflaționist. Asta îmi place și ETH se va arde. Și atunci, uh, asta este și o opinie nepopulară, dar pe care eu cred că Ethereum ar putea să depășească și Bitcoin în bull marketul următor. Asta rămâne de văzut, dar Ethereum îmi place foarte mult. Și Ethereum după Bitcoin este Bineînțeles, cel mai important proiect, și atunci nu cred într-o mișcare de 5-6.000 de aici, dar o mișcare de 2-3.000 cred de aici, adică un 20-30x. Și atunci, dacă dăm remove, mergem același lucru pe Fibonacci, da? Punem Fibonacci ul din topul din 2017 până în low din 2018 și putem vedea că ne-a dat cu exactitate topul 3618 pe Fibonacci a însemnat topul pe Ethereum, adică undeva spre 5000 de dolari. Dacă facem același lucru, punem un Fibonacci din high-ul acesta de aproape 5000 de dolari și să mergem până să zicem în 700 de dolari să fie acolo bottom aproximativ, da? 700 de dolari, ne-ar putea indica topul undeva 3618 și 4236, undeva între 16.000 și 19.000 de dolari. Pentru Bitcoin nu cred că ar putea să performeze mai bine ca în bull marketul precedent, dar pe Ethereum parcă, parcă s-ar putea apropia, bineînțeles nu de 5.000%, dar de 2-3.000% aș cam vedea Ethereum. Dar să fiu și mai Pesimist un, uh, un pic, ar spune că undeva între 12.000 și 20.000 de dolari va fi topul următor pe Ethereum, minim. Uh, la fel, s-ar putea schimba foarte multe pe Ethereum, dar undeva între 12.000 uh, și 20.000 de dolari ar fi și targetul meu pe Ethereum pentru următorul bull market. Mergem și pe uh, eGold. Pe e nu avem foarte multe date, doar ce știți că este o monedă destul de nouă, dar la fel putem face același calcul o creștere foarte mare doar din datele de, de, la, de pe Bitfinex, deoarece știm că EGOT a fost și la 1,2 dar avem date doar de la 5-6 dolari 5, 6 când s-a listat și pe Bitfinex și pe Binance și așa mai departe. Da, în primul bull market o creștere foarte mare de peste 10.000%, noi avem doar 7.300%. Și același lucru, da nu cred că o să mai vedem aceleași urcări pe EGOT, adică dacă de aici am urcat 7.000%, ar însemna undeva la 3.000 de dolari pe per bucată pe EGOLD. Un lucru pe care nu îl cred. Dar a, a, același lucru putem măsura cu Fibonacci. Punem din topul de 545 de dolari pe care l-am avut, să spunem, un bottom de 30 de dolari. Un bottom, să spunem, de 30 de dolari pe EGOLD ne-ar putea arăta a, topul următor. A, conform Fibonacci extins, undeva a, minim... 2618 pe Fibonacci. Din punctul meu de vedere, ar fi uh, minim 1340 de dolari și un high ar fi de 2148 de dolari. La fel, bineînțeles, sunt multe variabile în joc, cum, va, uh, cum, se va, se va dezvolta această companie dacă nu vor fi hack-uri. Ați văzut că un altcoin foarte repede poate pica. Acest lucru poate varia cum se va, uh, cum se va dezvolta compania, ce vor mai lansa, în ce direcție vor merge, dacă vor face greșeli, sunt foarte multe variabile. Dar, strict, dacă ne uităm la analiza tehnică, cam pe acolo între 1400 de dolari și 2000 de dolari. Și știm că sunt puține monede pe Egold, adică un 10x de aici ne aduce la 400 de dolari, ar însemna doar o, un market cap de 10 miliarde de dolari, da? Un 20x10 ne-ar duce la 800 de dolari și am fi undeva la 20 de miliarde de market cap. Un market cap destul de mic. De asta cred eu că 1400-2000 de dolari per bucată mi se pare un lucru foarte realizabil la fel, prin 2024-2025, mai mult spre 2025. Aș crede eu. Până atunci vor fi și mai multe monede, deoarece la fel și pe Eagle se tot introduc monede până la un maxim supply de 31 de milioane, 32 de milioane cam pe acolo, da? Cam asta cred eu despre aceste 3 monede pentru următorul bull market. Dacă ți-a plăcut acest tip de conținut, nu uita să dai un like, deoarece mă aștept foarte mult. Pe data viitoare!